Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România e pe locul 2 în topul țărilor europene în care se dă înapoi kilometrajul mașinilor. Avem o tradiție în sensul ăsta. Nu, da, cred. Pe locul 2. Pe de altă parte, mă gândesc, nu urâți starea asta de mediocritate permanentă. Adică măcar dacă eram pe primul loc. Serios, așa nici măcar treaba asta nu face. Mă, dacă tot e să fii rău, nasol, mă, măcar fi primul. Bă, nici asta nu putem. Suntem unde? Suntem pe 2, 3, în că top 3. Nu ne ieși. Da, suntem și noi acolo, dar nu ne iese nici asta. Cine e campionul? Campionul este Letonia. Deci o companie europeană de verificare a istoricului mașinilor second hand vândute în Europa. Second hand, corect. La mâna a doua, vândute în Europa, compania a făcut o cercetare pe 900.000 de interogări ale bazei sale de date în 2021 și s-a observat cum variază rata fraudei de kilometraj, cum se spune, de la o țară la alta. Cele mai multe cazuri în Letonia, 24%, deci una din 4. Da, exact. Pe locul 2 România, aproape 20%, una din 5. Mie mi se pare cam optimist. În momentul ăsta am speranțe la locul 1. Serios. Deci, practic, eu cred că... Cum adică? Doar una din 5 mașini second hand, vândute în România, are kilometrajul mânărit? Nu cred. Și zici și locul 3, că la sport așa se zic primii 3 mereu. Trebuie să zici mai nebunit. Podiumul se zice complet. Deci, Letonia campioană, România locul 2 și locul 3? Urmează. Estonia, Lituania, Rusia și Ucraina. Estonia? Da. Estonia, Lituania, Rusia și Ucraina. Asta chiar nu cred. Păi știam cei mai cuminți, nu sunt cei mai informatizați, cei mai ca lumea. Păi, de-aia și umblă la kilometraj ușor. Le place cu, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.